Astăzi vă propun să petrecem timp de calitate alături de cei mici și astfel vom găti împreună și vom savura produsul muncii noastre. Vom găti, deci, sushi. Sushi este considerat a fi un preparat japonez. Cu toate acestea, are la bază un preparat originar din Asia de Sud-Est, apărut în secolul al II-lea după Hristos, cunoscut sub denumirea de nare sushi, ceea ce înseamnă pește sărat depozitat în orez fermentat. Conceptul de sushi modern a fost inventat în Japonia la începutul secolului XIX. În trecut, un bucătar de sushi, Itame, avea dreptul să lucreze într-un restaurant japonez numai după o formare de 10 ani de practică. Astăzi, un bucătar de sushi poate să lucreze după o practică de 2 ani. Japonezii consideră că nu mănânci doar cu gura, ci și cu ochii. De aceea, un maestru bucătar petrece mulți ani perfecționându-și arta prezentării. Fiecare mâncare ar trebui să fie o adevărată operă de artă. Atelierul de sushi este un exercițiu de răbdare, o activitate special concepută pentru a dezvolta relațiile dintre părinți și copii. Să dăruim timp și să comunicăm emoții, să învățăm să respectăm mâncarea, să dezvoltăm abilitatea de a crea artă, arta culinară. Konnichiwa! Asta este un salut în limba japoneză. Orice activitate manuală reduce agitația și grijile, deoarece ne face să ne concentrăm într-un singur punct. Cel mai bun remediu antistres este gătitul, deoarece ne conferă control asupra situației, cum confirmă și psihologii. Este demonstrat că această activitate în bucătărie este utilă împotriva stresului, anxietății, depresiei, fricii și incertitudinii. Rețetele sushi originale sunt simple, iar diferența stă în felul în care sunt combinate și așezate ingredientele. La sushi nigiri, peștele, crevetele, este servit peste orezul de sushi modelat sub forma unei găluști. La sushi maki, foița nori este la exterior și umplutura în interior. La sushi urumaki, orezul este la suprafață și umplutura în interior. La sushi sashimi, peștele sau crustaceele crude sunt servite simplu, fără orez, iar la sushi temaki, sushi este rulat manual într-o formă conică. Începem fierberea orezului. 500 de grame de orez, 1 sfert de linguriță de sare, 2 linguri de zahăr, 50 de ml de oțet de orez, 1 lingură de ulei de floarea soarelui. Orezul se spală și se pune la fiert cu sarea. O parte de orez la 3 părți de apă, pentru 20 de minute la foc mic. Oțetul de orez, zahărul și uleiul se amestecă separat, se adaugă peste orezul proaspăt fiert și se lasă să se răcească. Foițele nori, care sunt compuse din alge deshidratate, sunt componenta secundară a acestui preparat, alături de legumele tăiate fin și peștele crud, crevete, crab, calamar. Restul depinde de îndemânarea și imaginația fiecăruia. Câte vreme echipele lucrează la propriile idei de sushi, vă propun câteva curiozități. Ar trebui să vă dea de gândit faptul că un bucătar în Japonia are nevoie de 2 ani de specializare ca să aibă dreptul de a găti sushi într-o bucătărie de restaurant. Dar pe vremuri, cum ai zis că era? Pe vremuri erau 10 ani, da? Deci timp de 10 ani un bucătar trebuia să se pregătească și să demonstreze că are acele calități pentru a hrăni și pe alții, da? Mâine. În special, avem și un domn, da? În special bărbați fac treaba asta. Și asta pentru că temperatura mâinilor bărbaților este puțin mai scăzută decât a doamnelor. În plus, cuțitele folosite sunt descendenții direcții ai sabiei samurai, iar lamele, în mod tradițional, ar trebui să fie ascuțite în fiecare zi. Deși mulți consideră că sushi ar trebui mâncat cu bețișoarele, tradiția este ca acest tip de mâncare să fie servit direct cu mâna. O să începem să rulăm. O să ne ajutăm de pan, da? Și o să începem încet să îl împachetăm. Asta e sushi care îl mănânc eu. A fost foarte distractiv și mi-a plăcut partea în care am decorat sushi. Da? Și faptul că ai gătit alături de mami? Da. A fost... Super! Super? Bravo!
Ei, și cred că acum abia aștept să și mănânci, nu-i așa? Da. Da? Alexandra, ție cum ți s-a părut atelierul de astăzi și ce nu ți-a plăcut aici? Ia spune. A fost ceva ce nu ți-a plăcut? Nu. Pentru mine e super faptul că gătesc cu mama și că fac sushi împreună cu ea și că ea mă ajută și ne ajutăm reciproc. Ei, Sara și Antonia au terminat și ele de făcut sushi. Spune-mi, te rog, Antonia, cum ți s-a părut activitatea de astăzi? Foarte frumoasă, m-am distrat și mi-a plăcut să fac sushi și să încerc o rețetă din Japonia, pentru că am mâncat odată sushi și mi-a plăcut și am vrut să învăț să fac și eu. Și cu cine ai venit tu astăzi? Cu tati. Cu tati. Bravo, felicitări! Și aici avem pe micuța Sara, care este cea mai mică din toată echipa noastră, dar foarte, foarte activă. Spune-mi, te rog, Sara, ce părere ai tu despre floricelele pe care le-ai pus în farfuruța ta de sushi? Mie mi-a părut frumos când am pus floricica acolo la sushi. Dar spune-mi, te rog, ai să o și mănânci? Da. Da? Da. Abia aștept să te văd. Astăzi am fost în Japonia, iar data viitoare cine știe unde o să mergem. Cu noi rețete și cu noi provocări, cu lucru în echipă și cu timp de calitate petrecut împreună cu cei dragi. Vă pup!